Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. În plină perioadă caniculară, situația salubrizării deficitare din Baia Mare, implicit în județul Maramureș, constituie încă o problemă nerezolvată. O să vedem în cât timp se va rezolva. Asta nu depinde de noi, ci de autoritățile locale și județene și de alți factori și proiecte importante. Și vorbim aici de depozitare, de colectare și nu numai. Fapt care ridică multe semne de întrebare, dar și un risc sanitar ridicat pentru cetățeni. Despre ce face Consiliul Local Băimărean și cum vede rezolvată această problemă de maximă urgență, stăm astăzi vorbă cu domnul Mircea Cirț, antreprenor și consilier local PNL în Consiliul Local Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Cum v-ați simțit în toată această perioadă când gunoiul nu a fost ridicat? Dumneavoastră cunoscând în detaliu problema. E destul de neplăcut. Practic, până la un nivel mai suporți, mergând tot mai mult printre cetățeni, nu ai ce să le spui, văzând gunoaiele că sunt tot mai multe și situația nu e deloc una favorabilă. V-ați implicat având și o serie de postări pe social media. De fapt, ați încercat să ajungeți la bază, să vedeți unde e problema? Practic, problemele sunt mai multe. Una e problema ce ține de municipiu, ce ține de Baia Mare în relație cu Drusal și aici am putea discuta mult, însă la nivel de județ problema depozitării la sârbi nefiind rezolvată la proiectul care a început undeva prin 2010, uite că sunt 11 ani, ne ajunge din urmă și mai devreme sau mai târziu noi trebuie să plătim aceasta. Cu alte cuvinte, problema care e foarte gravă și în același timp de urgență care mă așteptam să vină, uite că a venit și nu știu cât o vom mai întinde noi în modul acesta. Adică încă o soluție de a duce problema peste 3 luni, peste 6 luni, peste un an de zile. În ce măsură s-a discutat această situație la nivel de Consiliu Local Baia Mare? Pentru că în ultima perioadă au fost scandaluri în ce privește ștrandul și alte obiective intens mediatizate. Nu s-a discutat. Problema... Deloc? Nu, nu. Noi la Consiliul Local discutăm în ce privește problema gunoaielor de a-l împuternici pe primar să-și angajeze avocați în relația cu Drusal, așa încât să poată avocații să-l apere mai bine, adică decât echipa juridică a primăriei. Eu niciodată nu am fost de acord cu aceasta, pentru că am spus că primăria plătește juriști, și ar trebui să nu mai fie cazul să apelăm sau să se apeleze la avocați. În cazul în care se pierde acel proces, să ajungem să dăm vina pe avocați și atunci numai decât primăria să plătească conform sentinței, să plătească datoriile, respectiv penalitățile. Și aici eu îmi pun foarte serios întrebarea dacă instanța nu ar putea lua în calcul ca atunci când dă o sentință favorabilă lui Drusal să-i dea felia de management managerului acestui oraș, adică primarului. Adică, pe de o parte, tu ca primar nu-ți atribui responsabilitățile pe care le ai de a respecta un contract, pui orașul într-o situație în care să fie cu datorii la această firmă, da? Știți și pe urmă... Ce datorii sunt? Pentru că noi nu am reușit să aflăm. Nici eu nu știu. Am înțeles deci că sunt clauze confidențiale. La lipsa transparenței pe care o avem, deci practic e așa o continuă nebuloasă. Îți trebuie nervi, îți trebuie energie și să fii foarte meticulos ca să afli aceste informații. Dar aceasta este doar o problemă a orașului. Însă... Dar de ce nu sunt achitate aceste servicii prestate din bugetul local până la urmă? Păi el găsește tel și fel de justificări. Nu aș merge să dau
se dau dreptate uneia sau alteia din părți. Un lucru mi este foarte clar. Ambii sunt de vină. Ambii pot să facă treaba mai bună, atât primarul și echipa pe care o conduce, cât și Drusalu. Drusalu, de altfel, prin reprezentanții săi, a și recunoscut că ar putea face servicii mai bune, dar vedeți, e un lanț așa și cu muncitorii și cu multe alte aspecte care nu țin. Eu mi-amintesc că exact în urmă cu un an a mai fost un show mediatic de acest gen, în care, dintr-o dată, angajații Drusalu n-au mai vrut să lucreze până a venit Ingerul Păzitor și a rezolvat problema aceasta, a convins Drusalu să facă ceva și gata, totul a fost ok. Nu e ok cu aceste show-uri. Aceste show-uri nu sunt cea mai bună strategie de a freca sau de a șlefui mințile oamenilor. În municipiul Baia Mare se face colectarea și depunerea deșeurilor în mod selectiv de către cetățeni. O parte, cred că ați remarcat și dumneavoastră, da. De aceea avem acele pubele puse pe sticlă, hârtie, carton, peturi. Da? O parte s-au autoeducat. Da? Dar există în acest sens reglementări ale Consiliului Local Baia Mare sau gunoaiele se duc pur și simplu că așa gândește cetățeanul că e bine să facă văzând acolo? Ce se întâmplă? Aici este o adevărată nebunie. Sigur, învățăm să facem lucrul acesta și căutăm să facem selecția gunoaielor, însă sunt mai multe tipuri de probleme. Una dintre acestea mi-a fost semnalată în vizitele prin cartiere. Se întâmplă cetățenii de etnie romă să vină să cotrobăiască prin aceste gunoaie, le dau pe lângă pubele, nu le pun înapoi și le lasă așa și pleacă. Altă categorie sunt care vin firme, am surprins o firmă care a venit, a descărcat gunoaiele și a plecat mai departe. Altele decât Drusalu? Deci o firmă de la un depozit de distribuție, o firmă mare de distribuție. Au descărcat gunoaie, da? Și-au trimis distribuitorii, au pus câțiva saci de gunoaie și au plecat mai departe. Lucru care i-am întrebat de ce fac lucrul acesta. Că sunt gunoaie așa și așa. Bun. Și erau... Problema aceasta s-ar putea rezolva foarte simplu. Să fie platforme curate, închise și toate scările să aibă card și doar în baza cardului să aibă acces la gunoi și supravegheate video. Odată ce avem o abatere văzută pe camera video, atunci primăria poate să dea o amendă și în felul acesta disciplina crește. Păi s-au pus câteva camere de supraveghere la containere în perioada campaniei electorale, când dumneavoastră ați... Probabil, dar este o nimică toată. Ați adus în discuție deci, situația nu se camerelor. Dorește transparență. Dar de ce nu s-a dorit, domnule Cirț? Păi ne putem imagina de ce nu. Pentru că dacă ai camere video, vezi mult mai multe lucruri. Vezi lucruri care n-ai vrea să fie văzute. S-a vorbit în ultima perioadă despre un contract privind montarea în Baia Mare a unui număr de 200 de platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Da, și e viabil acest proiect? Ați aprobat în Consiliul Local? Da, a fost aprobat și sigur sunt pentru investiții în privința aceasta orice s-ar, adică dacă sunt cu intenții bune. Ce am văzut, o sumă foarte mare, lucru care iar mă surprinde din ce am văzut, nu știu dacă este așa cum scrie în... 18.300 de euro? Sau aveți altă? Da, aveți o platformă. O platformă? Da. Wow, enorm de mult. În Cluj, parcă în 2019, un proiect similar, stați să văd, era o platformă subterană cu dotări similare, 9.350 de euro per platformă. Sigur, a fost acum 2019, acum e 2021. Prețurile au cam săltat. Am observat că în domeniul public, banii se dau altfel. Și
Ce se întâmplă? În administrație nu prea sunt oameni care să producă bani. Ei de obicei distribuie. Iar criteriile de distribuire sunt total diferite față de mediul privat în care trebuie să-i produci acei bani și te gândești de 10 ori dacă să-i dai pe acel lucru sau găsești o soluție mai bună. Ori aici, dacă este un buget, mergem. Dacă mai vin bani și de la EU sau așa, domnule, avem bani. Care e problema? Lucru care mi se pare total greșit. Atâta timp cât eu n-aș fi dispus să plătesc din banii mei, de ce aș face-o din banii primăriei? De ce nu este public acel contract privind montarea în Baia Mare acestor platforme? Din ce știu, a fost scos la licitație proiectul. Acum trebuie văzut dacă a parcurs aceste etape. Eu doar ce am văzut recent cum că ar fi alocate vreo 21 de milioane și că ar fi dublu față de Cluj. Lucru care nu este ok dacă e așa. Pe Consiliul Local nu a avut un cuvânt de spus numai în ce privește alocarea celor bani și a supunerii la vot? Să-și dea votul? Trebuie să înțelegem cum e în Consiliul Local. Proiectul sau cineva propune un proiect cu suma aferentă și în special proiectele vin de la, în mare parte vin de la primar. Noi analizăm, citim și dacă avem anumite întrebări sau amendamente, putem să le facem. Dar de obicei, în momentul în care vin, aranjamentele sunt făcute și nu prea poți să faci mare lucru. Dacă vrei să faci propuneri pentru proiecte de hotărâre, trebuie să depui solicitarea și pe urmă, acea solicitare merge prin departamente. Nu odată am făcut propuneri și am primit răspunsuri nefavorabile de la departamente, cum că nu se justifică acea propunere și atunci n-au mers mai departe. De pildă, am solicitat urmarea acelui accident să se monteze stâlpișori în fața stațiilor și camere de supravegheat, avizele din partea departamentelor, mă rog, de la cei de la investiții, de la Urbis, au fost nefavorabile. Și am zis, poftim, pe marginea acestui subiect vom mai scrie pe platforme. Primele 16 platforme îngropate ar urma să fie amplasate până în anul 2023 pe străzile Victoriei, 5 platforme, Cosmonauților alte 3, Serelor 3, George Coșbuc 2, Gheorghe Marinescu, Munteniei și Progresului câte o platformă. Ne puteți spune pe ce criterii au fost alese aceste locații? Cine a decis? Consiliul Local? Nu, Consiliul Local nu are treaba aceasta. Este efectiv responsabilitatea primarului cu departamentul de investiții, deci aici merge mult la autoritatea pe care o au. Și aș vrea să ajungem acum la situația SMID. Ați avut și dumneavoastră o postare și în care spuneți trebuie acceptat eșecul și oprit acest proiect în această formă. Continuarea lui este o nebunie. Decizia în problema gunoaielor în Maramureș trebuie asumată tematic. Ne-ați putea explica, vă rog frumos? Da. În primul rând, din analizele care le-am efectuat, mi-am dat seama că la momentul în care a fost proiectul în discuție, studiul geo a fost făcut pe un alt teren, teren care n-a ajuns mai departe să fie aprobat de locuitorii din Buzești. Acea documentație au luat-o și au dus-o mai departe și aici, la Fărcașa. La Sârbi. Da, sat aparținător de Fărcaș. Da, trebuie să aveți așa în vedere, e după coama dealului, deci este așa, dacă mergem spre Fărcașa, pe partea dreaptă sunt cele două sate, Buzești urmate de Sârbi, dar locațiile acestea sunt după vârful de deal pe care se întinde satul. Cunoașteți zona? Sunt din localitatea Sârbi. Sunteți din Sârbi, am înțeles. Da. Deci o cunosc chiar foarte bine și... Asta înseamnă că ați crescut acolo? Am crescut acolo și am copilărit, practic, exact în zona în care a fost
decis a se pune acest proiect, era un teren cu izvoare. Acolo se adăpau vacile. Practic, eu aș zice că nu e atât de alunecos terenul dacă nu-l provoci să se ducă la vale. Ori constructorii au făcut aceasta din plin. Au lucrat într-un mod care a permis mai departe să se întâmple ce se întâmplă la momentul actual. Și atunci, aici, totuși, aș vrea să atrag atenția că mai sunt situații în care se dezgrop morții. Și că ar fi bine oprită nebunia înainte de a fi prea mare. Pentru că suntem în situația de a alege între două rele. Fluturăm ideea că finanțatorul, fondurile europene, dacă nu obținem un rezultat de aici, ne vor cere banii înapoi. Așa s-a spus de către toți președinții de Consiliul Județean care au fost. Undeva la 90 de milioane către 100 de milioane de euro. Așa. Însă, vreau să aveți în vedere următorul aspect. Acele construcții s-au făcut de către ingineri pe un studiu geo de la alt teren. Acei ingineri care au semnat proiectul, aș vrea să am o discuție cu ei. Ce problemă, domnule Cirț, noi o să cerem să vedem acel studiu, da, de la Consiliul Județean, o să facem solicitare, pentru că e interesant ceea ce spuneți, n-am mai auzit așa ceva până acum, această informație. Și rectific, e vorba de undeva la 60 și ceva de milioane de euro, pentru că au mai fost și alte alocări și nu din cadrul proiectului. Atâția dată e cu finanțarea pe care a avut-o Consiliul Județean. Bun. Dar nu este... Faptul că eu știu anumite lucruri nu înseamnă că cine ar trebui să le știe, nu le știe și să facă ceva cu acele informații. Sunteți de acord cu mine? Da. Acest de pildă, proiect, da. Se știe că într-un astfel de proiect trebuie implicate peste 7 firme care la rândul, la momentul potrivit, vor ajunge în insolvență. Pentru că cei care lucrează la Maramureș sunt din Moldova, iar cei din zona noastră lucrează în Moldova. Da? Și în felul acesta este un lanț. Acum, acest lanț nu e început la Baia Mare și să se sfârșească la Baia Mare. Practic, sunt cel puțin 15 locații cu aceeași tipologie, aceleași probleme. Cum vă imaginați că de la 10 milioane valoarea unui SMID ajunge la 100 și de milioane? Despre ce vorbim? Cât costă, practic, un proiect pentru 80 de tone? Nu știu, nu mă pricep, nu sunt de specialitate. Aici se pune întrebarea. E o mare nebuloasă. Nu ne pricepem la construit, dar ne pricepem să aprobăm sume și sume, da? Trebuie luată lista frumos și să zicem din ce se compune, da? Și să vedem prin câte firme trec acele echipamente până ajunge la beneficiar, da? Și dacă mergem privat să cumpărăm acele echipamente, este un exercițiu foarte ușor de făcut. Da? Cât costă un camion în acel model? Cât costă un buldozer? Cât costă un încărcător? Și toate acele echipamente ce țin de utilaje. Acum, da? Dacă, toate acestea, faceți referire la utilaje, da? Toate acestea n-ar trebui să depășească, inclusiv halele, nu ar trebui să depășească 8 milioane de euro cu indulgență. 1 milion de euro pe o celulă, 1 milion pentru drum, ajungem la 10 milioane. A, veți zice, habar nu ai, nu te pricepi. Da, așa este. La mașini, la nu utilaje, mă pricep, la construcții, nu mă pricepeți. Nu. Deci, aici vreau să fac o mică mențiune. Acest exercițiu se poate face de orice cetățean. Luați lista de echipamente, vedeți
care ar fi un deviz dacă este să cumpere acele echipamente? Și atunci puneți întrebarea, de ce județul Maramureș a plătit cât a plătit? Oh, nu putem să ne oprim cu această nebunie. Dar eu vin și spun, cine spune acest lucru este în măsură să garanteze că următoarea etapă va garanta reușita. Eu am asistat la lucrările care s-au făcut din august până acum, pe fondul în care eu am mers să văd cine mi-a luat valăul de pe teren. Și era foarte contrariat constructorul. Ce valău caut eu? Nici nu știa termenul. Ce la valău? Dom'le, am avut aici un valău. Mi l-a luat cineva. De unde s-a adăpau vacile? Da, dar el nu știa ce înseamnă valău, că fiind din Târgoviște, zice, sunteți cumva de la ATP după numărul mașinii. Da, zic, sunt de la ATP. Și a început băiatul să-mi povestească vrute și de nevrute 2 ore. La valiera mi era pusă că tocmai fi la masă ceva. Nu vreți să știți ce am aflat. Și cu asta am încheiat. Bun. Acum vin și zic. Eu l-am întrebat. Zic, de ce faci soluția aceasta? Păi așa am primit dispoziții. Bun. Dar de ce lucrezi cu 2 excavatoare și 2 bascule? Păi știi, domnule, că trebuie să se uște și așa. Păi zic, tu termini în 3 ani. Păi zice, cam așa. Aha. Ok. Și am urmărit din aproape în aproape oamenii care lucrează acolo. Au lucrat la multe proiecte ale noastre. Acum vin și zic, cine dă sau cine primește? Da. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Bun, avem garanția că lucrurile acestea, mergând în această direcție, avem vreo garanție prin care cineva să spună, cec în alb, eu garantez pentru aceasta. Poate garanta cineva? Da. Cine? Cineva cu sânge în instalație. Uite, eu mi-aș asuma această răspundere să zic. Da, mă ocup de treaba aceasta. De ce? Pentru că știu ce înseamnă să investesc un ban făcut. Aceasta e diferența. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Da. Autoritățile județului au transmis astăzi într-o conferință de presă, mai exact domnul președinte, că suntem în situația în care Consiliul Județean Maramureș nu a avut capacitatea să gestioneze managementul deșeurilor în Maramureș. Locația unde s-a amplasat depozitul final, cel despre care s-a vorbit intens și pe care îl dorim și de care depindem, a fost prost gândită, o spune dânsul. Acest min nu presupune doar depozitarea deșeurilor, ci acest lucru e doar o parte, ci presupune colectare, selectare și valorificarea deșeurilor. Da, corect, pe scurt, le adunăm, da, le sortăm și le punem la groapă. Da. Și așa se ajunge, spune și dumnealui, periodic la o criză a deșeurilor, pentru că nu avem unde depozita biodegradabilul plus celelalte deșeuri după sortare. E vorba de fracția umedă, fracția uscată. Neavând această locație finală sau temporară, s-au purtat discuții în alte județe, unde sunt asemenea depozite. Și ne-au ajutat Oradea deocamdată, unde timp de o lună vor fi transportate aceste deșeuri, dar săptămâna aceasta vom avea discuții și cu domnii de la Drusal și Herodot să ne explice și dânsi și de fapt ce presupune tot acest transport, pentru că primim foarte multe mesaje din partea telespectatorilor și pe pagina noastră de Facebook Teleplus Maramureș. S-a discutat și la Târgu Mureș și la Odorheiu Secuiesc, care ar putea sprijini, deocamdată nu cred că avem încă decât promisiuni. La Oradea suntem acoperiți timp de o lună. Știți de zile. Ce înseamnă aceasta? Da. Ce avem anume? Cancer și ne tratăm cu suc de morcov. Da. Cam asta este. Până la urmă noi căutăm o pastilă de durere de cap, o pastilă de scutire de griji, crezând că mâine va fi mai frumos. Lucrul acesta se știa din campania electorală anul trecut. Mai devreme sau mai târziu? Problemele nerezolvate ne vin din urmă. Mai mici sau mai mari? E un bulgăre de zăpadă care se rostogolește, da, dar el devine tot mai mare. În august-septembrie se vor face valorile tehnice ale ofertelor, iar dacă nu vor fi contestații, noiembrie-decembrie ar putea fi termene pentru proiectare și executare. Eu sunt de părere că ar trebui să se vadă ce s-a întâmplat acolo, pentru că vor fi aruncați alți bani în consolidare. Eu chiar azi am făcut poze la teren, lucrurile sunt la
la vedere cât de cât ca să justifice sumele plătite din iulie anul trecut până în prezent. Ceea ce mai vreau să menționez este faptul că ar exista și dosare la DNA, despre unul s-a vorbit, DNA, un dosar în REM. O să cerem și la DNA informații. Mă aștept că vor fi mai multe dosare. Ziceți că vor fi mai multe? Vor fi și, din ce am înțeles, este un proces la Cluj, în care o firmă, Victor Construct sau ceva de acest gen, practic este în discuție, dar e ceva. Deci, toate aceste proiecte practic își rulează cursul știindu-se că acest gen de afaceri ajung în aceste probleme. Adică iau terenul, nu am un studiu solid, nicio problemă, las că îl facem, îl aranjăm. Merg, excavez în fața platformei, se distruge fundamentul pământului, terenului, da? Și pe urmă vin și văd și constat tot mai multe lucruri. Ori acolo, mai ales fiind un teren cu izvoare, deci ai o problemă de pânză freatică cu care pornești la drum. Și atunci întrebarea este, cine își asumă aceasta? Că așa să arătăm cu degetul putem. Deci dumneavoastră spuneți că soluția ar fi fost ca să se mute. De mutat nu se poate muta acel depozit, nici se construcția. Poate. Haideți să, spuneți că se poate? Nu. Deci până la urmă să nu luăm chiar așa. Dar sigur că sabia este deasupra capului pe ideea că trebuie să returnăm bani la Uniunea Europeană. Până la urmă așa cei oameni sunt de dialog, nu sunt roboți și trebuie să le explicăm ce și cum. Eu cred aceasta. Deci, a se identifica un teren, dar și mai departe, luat ce se poate lua de la această investiție și făcut totul de la zero și n-ar costa mai mult de 3 milioane jumate de euro. Bun. Nu facem treaba aceasta? Mai băgăm 20 de milioane de euro în consolidarea terenului și apoi ne așteptăm la rezultatele finale. Ce se va întâmpla în 5 ani de zile? Ne va mai lăsa Uniunea Europeană să depozităm în gropi sau ne va cere să facem din gunoi energie sau multe alte lucruri? Nu știu, sunt anumite cerințe care trebuie respectate, dar cum se poate ca 16 județe să finalizeze sistemul de management și alte 20 nu? Cam așa sunt datele mele pe care le am, sper că nu greșesc. Deci ce se întâmplă? E o problemă reală la nivelul managementului, iar în momentul în care s-a găsit această soluție, a fost o soluție de tranzitare cu gropile de depunere. Erau peste 2000 de situații la nivel de țară ilegal, adică fără autorizație. Ori acestea sunt bombe ecologice. Bun, uitați, au mers în contract cu primăria Groș la groapa de la marginea orașului și n-au respectat contractul. În aceste condiții, cum ar avea încredere o comună să primească, să găzduiască acest subiect foarte sensibil? Și însăși ideea de a găsi un teren, trebuie să-ți angajezi profesioniști care să știe să vândă, să vină cu idei, să fii credibil. Ori dacă toate aceste elemente nu le asiguri din timp, eșecul e la ușă. Domnule Cirță, din păcate nu ne mai ajunge timpul pentru discuție. Vă invit cât de curând într-o altă dezbatere pe care o vom lansa aici la Teleplus. Săptămâna aceasta să mai fiți prezent încă la o emisiune și cu alții oaspeți pe care nu îi divulgăm încă. Mulțumesc pentru participare. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună, la revedere! O seară bună, la revedere!